Suntem după o celebrare în care toți colegii sunt foarte entuziaști, e foarte multă viață dincolo de camera noastră de interviu. Ana, acum ești master coach, un master coach extraordinar. Care este diferența pe care o vezi tu între cursul de practitioner și absolventul de master coach? Îmi fluture, sunt liberă, mi-am câștigat încrederea și iubirea de sine. Sunt foarte stăpână pe mine. Nu mai am prejudecăți. Mi-am definit scopul, mi-am definit misiunea. Mă simt extraordinar. Ce prejudecăți aveai înainte și au dispărut? Prejudecățile, de un exemplu, încercam să schimb oamenii. Și mă tot luptam să-i schimb, dar era un consum de energie mare și fără rezultat. Și cu multă, multă, multă tensiune. Acum mi-am dus către mine, schimbarea stă în mine, nu mai fac lucrul ăsta și mă simt extraordinar, că m-am detașat. M-am detașat total, adică mi-am schimbat în totalitate comportament, atitudine, mi-am format disciplina minții, sunt alt om. Cum au fost colegii tăi de la Master Coach? Care a fost diferența pe care ai simțit-o tu acum între colegii de aici și cei din seria de practitioner? Se vede cu fiecare zi care trece, a trecut, o evoluție în oameni, o evoluție la fiecare dintre noi. Fiecare coleg a crescut sufletește în interiorul nostru fiecare zi care a trecut. Adică un geniu, așa, un diamant l-am descoperit de la o zi la alta, unul la altul. Ce s-a schimbat în tine? Cum te-ai transformat-o? Deci mi-am ridicat starea, iubirea, starea interioară, am reușit să mi-o păstrez și asta mă bucură cel mai tare. Că nu mă mai înclin după, din orice emoție, din orice sentiment, din orice supărare, mă mai înclin în poziția de ghiocel. Stau fermă și iau poziția, iau atitudine și mă detașez și mă simt foarte bine și îmi gestionez mai atentă emoțiile mele. Sunt mai atentă cu mine. Deci mă simt extraordinar. E o vibrație, o energie puternică care se vede pe fața mea, cred. Ce înseamnă pentru tine această diplomă oferită până la urmă de statul român, de Ministerul Educației, prin intermediul Academiei? O excelență. O excelență pentru mine. Te mai întreb o dată dacă a meritat și această nouă investiție. Foarte mult. Foarte mult. Și așa cum am spus și la interviul trecut, valoarea cursului și ceea ce întâlnim aici este mult mai mare față de preț.